Valoarea dolarului american a depășit astăzi fecea euro în România. Un dolar este cotat la 4,92 de bani, în timp ce un euro a fost cotat la 4,88 de lei. De altfel, moneda europeană continuă să piardă din valoare în fața dolarului, o situație nemai întâlnită în ultimii 20 de ani. Agențiile financiare internaționale estimează că euro va ajunge până la finalul acestui trimestru la 0,95 de dolari, iar consecința directă pare să fie creșterea prețurilor, în special a celor de la produsele petroliere, ceea ce va alimenta inflația. Discutăm subiectul cu analistul economic Adrian Nedrescu. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Care sunt așadar consecințele, domnule Negrescu, și ce se întâmplă de fapt cu euro și dolarul de avem această ascensiune fulminantă a monedei americane? În primul rând trebuie să ne uităm la prețul petrolului, da? Pentru că este exprimat în dolari și cu cât dolarul este mai puternic, cu atât prețurile la pompă vor fi mai mari și, din păcate, trendurile merg către o apreciere a prețului petrolului în această perioadă. Iar pe de altă parte, legat de moneda euro, reflectă practic această depreciere a monedei euro, reflectă îngrijorările investitorilor în privința situației de la iarnă, pentru că toată lumea se teme că Europa va avea de suferit crunt de pe urma războiului economic cu Rusia în contextul opririi conductei de gaze și petrol în perspectiva iernii care urmează. Pentru noi, pentru România, lucrurile arată destul de bine. Euro se întărește în fața monedei naționale. Moneda națională se întărește în fața euro, se întâlnește la 4,88, ceea ce denotă pe de parte această depreciere a cursului euro, dar mai sunt niște cauze ale noastre. În primul rând, avem românii care au venit în această perioadă în vacanță în țară și au venit cu euro și au schimbat și, bineînțeles, a influențat cursul. Și mai avem inclusiv băncile care contribuie la această creștere a monedei naționale, prin faptul că iau credite cu dobânzi foarte, foarte mici de la Banca Centrală Europeană și vin apoi și schimbă lei și depun aici în depozite cu dobânzi foarte mari. Deci câștigă din această diferență de dobândă. Pe ansamblu, este posibil ca această tendință de apreciere a monedei naționale să continue, măcar o lună, o lună și ceva de acum încolo, atâta timp cât piețele nu se reglează din punct de vedere al percepției legate de moneda europeană. Bun, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că această ascensiune fulminantă a dolarului va continua? Vă întreb asta din două puncte de vedere. Unul la mână, românii care au rezerve în euro, e cazul să schimbe în momentul de față, să treacă pe dolari? Și pe de altă parte v-aș întreba dacă este un moment bun să luăm credite în euro în condițiile în care moneda europeană pare să fie în scădere sau poate fi doar un moment și să fie o capcană? S-ar putea să fie doar un moment de inflexiune în piața asta financiară, pentru că, într-adevăr, încrederea în moneda europeană a crescut, pentru că americanii nu sunt atât de afectați cum sunt europenii de acest război din Ucraina, care generează aceste probleme pe zona de gaze, de energie electrică. Dar și americanii vor avea de suferit, sunt deja în recesiune tehnică, așa că percepțiile legate de moneda europeană, la un moment dat, o să ne sprească pe măsură ce problemele și la ei în Statele Unite se vor accentua. Și ei vor intra în niște probleme, motiv pentru care nu e o măsură ok în momentul de față să schimbi euro în dolar și să aștepți ca de pe urma acestui schimb să câștigi foarte mulți bani. Legat de credite, da, într-adevăr, cel puțin pe termen mediu, să ții un credit imobiliar, mai ales în moneda europeană, reprezintă o variantă optimă în condițiile în care dobânzile sunt la un sfert față de cele practicate în România. Depinde însă de ce venituri ai, dacă îți permiți să plătești o rată în euro și să te gândești puțin și la schimbul valutar, că da, leul arată foarte bine acum, 4,88 la nivelul euro, dar s-ar putea ca în perspectiva intrării în recesiunea României și moneda românească să se deprecieze, astfel încât euro să treacă peste 5 lei, așa cum arată toate agențiile de evaluare. În România foarte multe dintre servicii sunt calculate aceste facturi în euro, deși noi mergem în continuare pe moneda națională. Am putea simți la facturi aceste fluctuații ale monedei europene? Dacă această apreciere a monedei naționale o să continue, da, ar trebui să vedem cel puțin la facturile de telefonie mobilă, unde le știm că sunt în euro. Mai sunt o grămadă de alte servicii, inclusiv ratele la leasing-uri. Sunt foarte multe leasing-uri care sunt pe euro. Motiv pentru care, într-adevăr, ar trebui să se vadă dacă această apreciere a monedei naționale în fața euro va continua. Dar mi-e teamă că e doar o percepție conjuncturală. Și lucrurile se vor schimba probabil din lunile următoare, din moment ce ne îndreptăm spre iarnă. Pentru că și americanii vor avea probleme și americanii se confruntă cu o situație economică dificilă, motiv pentru care la un moment dat se va ajunge din nou la acea paritate euro-dolar pe care am văzut-o de curând în piețele internaționale.